O oală cu mâncare stricată a pus pe jar locatarii unui bloc de pe strada Octavonicescu. În dimineața zilei de vineri, oamenii au sunat la 112 și au anunțat că un bătrân care locuiește la etajul 2 al imobilului nu răspunde la ușă, iar pe casa scării se simte un miros greu de suportat. La fața locului s-au deplasat pompierii, în timp ce salvatorii au pătruns în apartament pe geam, în fața blocului se făceau scenarii. Da, în vârstă. În vârstă era bun la ușă. Trăia, locuia singur? Nu știu. Mă întâlneam cu el prin parc, era bătrân, era bonat. Din fericire, alarma a fost una falsă. Pompierii botoșeneni au fost solicitați în această dimineață să intervină pentru deblocarea ușii unui apartament, din interiorul căruia vecinii susțineau că se simte un miros puternic înțepător. La fața locului s-a deplasat un echipaj în cadrul detașamentului de pompieri botoșani cu auto specială de lucru la înălțime. Pompierii au intrat în apartament pe unul dintre geamuri. În interior au constatat că nu este nimeni. Se pare că proprietarul apartamentului se află la Toplița, la tratament.